În piața Zahana din Slatina este aglomerație, chiar dacă ne aflăm în mijlocul săptămânii, iar prețurile sunt pentru toate buzunarele. Chiar și așa, vânzarea tot nu merge așa cum și-ar dori comercianții. Da, uitați, roșii cu 1 leu, 2,50 lei le-am pus așa, dar cine le ia? 1,50 lei, 1 leu, degeaba. Muncim, noi suntem producători, nimic nu luăm, nimic nu ne alegem, nimic. Ce spun clienții când vin? Ce spun clienții când vin, o dă 200 de ori pe o parte și pe alta și nu-i convine nici cu 1 leu să o cumpere. Să duce mai departe, care drum să aleagă. Se par scumpe? Da, e scumpe, i-am spus, cu cât, cu 10 bani vrei? Cu 10 bani? Nu, pleacă și se duce și ia de altă parte, nu vine de aici. Asta e viața. Ce de unde sunteți? De la Izbiceni. Producția anul acesta? A fost producție bună, da. Dar odată s-a lăsat prețul. Prețurile mici, marfă multă și nu prea are lumea bani. Care are, mai cumpără, care nu. N-au primit pensii, n-au primit. Ce se vinde mai bine? Văd că aveți și ardei. Păi mai bine așa de trecere ar fi roșia. Este un produs care merge mai bine și... În rest așa, din toate așa câte puțin, dar roșii are o trecere mai mare. Știți care este chestia? Să lăsăm țăranii să vândă, îi fugărește poliția. Dar pentru ce îi fugărește, nu știu. Pentru că ei sunt țărani, muncesc și alții mai ăștia, speculanții, le ia marfa și o vinde mai scump. Deși comercianții își laudă marfa, nu toți cumpărătorii sunt mulțumiți de calitatea produselor. Sunt roșii decât pe deasupra și la mijloc sunt verzi. Înțelegeți? Sunt la prețul care sunt, omul plătește banul, dar să fie și calitate. Înțelegeți? Da. Ați luat și n-au fost bune. Am avut probleme acum 2 săptămâni, când m-a durut stomacul și fata și pe mine și soția. Și credeți că de la roșii? Da, automat de la roșii. Automat de la roșii, am mâncat salată de roșii și fata mare n-a fost acasă și ea n-a mâncat. Și până ne-a durut stomacul și protecția consumatorului să vină în piață să vadă care-i problema. Ceva mai scumpe sunt cireșele. Un kilogram costă 8 lei, iar prețul este cel de anul trecut, spun precupeții. Ce se vinde mai bine? Și cireșe și vișine. Clienții sunt mulțumiți de prețuri? Sunt mulțumiți, da. Sunt prețuri bune, acceptabile. De dulce, la fel... compoturi. La fel ca anul trecut sau mai mari? Anul trecut. Sunt aceleași prețuri. Iată care sunt prețurile în piața Zahana. Roșiile costă între 1 leu și 2,50 lei kilogramul, castraveții și ardeiul gras 2,50 lei, vinetele 4 lei kilogramul, cartofii noi 1,50 lei kilogramul, lubenița 2 lei kilogramul, vișinele 6 lei, iar zmeura 10 lei caserola.